Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Andreea Dascălu și vă invit la emisiunea Audiență Generală. Astăzi facem o vizită în comuna Murgaș și vorbim despre viața oamenilor de aici. Vedem gospodăriile din comună, cum a afectat boala limbii albastre animalele sătenilor și care sunt daunele cauzate de inundațiile din ultima perioadă. Reporterii noștri au stat de vorbă cu primarul din Murgaș, Constantin Nedelea, care ne-a spus că toate aceste probleme se vor rezolva în cel mai scurt timp posibil. Vedem imediat în emisiune povestea și ce ne spun oamenii despre comuna în care ei locuiesc. Gospodarii pe care i-am întâlnit în comuna Murgaș spun că ar mai fi multe de făcut pentru ca aceasta să arate așa cum se cuvine. Ei cred că această sarcină le revine atât autorităților cât și locuitorilor comunei. Ce ați vrea să se mai facă în comună? Uite, să facă șosele, că e picolo, grob de s-a omorât lume cu mașinile, au trecut pe groapă, făcută groapă, că nu știu șoferii încotro să o ia. Bună ziua! În ce sat, mama? Murgaș. Murgaș. Aici suntem, Murgașul, Murgaș. Da, deci la intrare în Murgaș. La intrare, picăturile, la intrare în Murgaș, uite, pe la un kilometru de la picături încoa. Acolo, văzuteți poate că e gropile alea și uite, e cruce în șanță acolo, a omorât șofer. Om, femeie, de 62 de ani. De câți ani e mama aia să e drumul așa lăsat? Nu e de mult, să știți, poate cam de un an, doi, nu e de mult. Dar s-a lăsat în, așa, n-au nevoie. Deci alte probleme mai aveți în comună? Ce ați vrea să se mai facă? Altceva, uite, avem pe la biserică și noi am vrea și noi asfalt și nu s-a făcut, că nu e decât o ulicioare, niște piatră, că e drumul nu știu cum, că e drumul nu știu cum. Primarul nu a vrut să facă, pur și simplu. Mai la deal încolo, iar... Eu știu, deci ce știu în cinta asta eu așa, că ar trebui pietrui și la noi, la biserică nu ne putem duce, suntem bătrâni, că e nămol, și drumul reparat să nu mai, să omoare șoferii, ne omoară lumea și să omoară copiii și asta eu o am pe suflet. Au fost multe accidente sau decât acela cu femeia? Acum, una, asta s-a întâmplat. Acum, dar știți cum e șoferii? Uite așa săracii, uite așa și te bagi în șan de frică că nici ei nu pot să ocolească, că n-au cum. Cu ce pământul mai are lumea probleme, s-a rezolvat problema. Cum a fost anul ăsta, recolta de anul ăsta? A bătut piatra, ar fi fost bună și greu și porumbi. Buni, buni, buni. Da, a bătut piatra, dar ne-a mai și rămas. Vină, avem că le-a bătut. Încolo este... Ne putem descurca cu recolta de anul ăsta. Deci nu prea avem mari probleme, să deci zici că... Deci ca să-i cere ceva primarului drumurile, l-ați rugat în primul drumurile să aibă grijă să se gândească colea, cel puțin aici. Și mai e mai la deal o groapă, o să o vedeți. Tot în șosea. Dar acolo nu mai e curbă măcar. Pot șoferii să o colească. Dar aici e și curba. Cum o ia, cum te pomne, când vezi mașina, zici, Doamne, o omorât pe la. Ca să vă deplasați, mamaie, la Craiova, aveți cu ce? Sunt... cursă de astea directă? Da, sunt autobuze. Eu nu am decât atât de spus. Am un canal pe aici, un colector, care merge pe rază de un kilometru pe toată comuna, și pe stânga și pe dreapta. L-am făcut, au venit acum, au venit vicele și l-a făcut. Degeaba l-a făcut, că trebuie dalat și pe stânga și pe dreapta până în vale. Dalează pe unde nu trebuie și pe ce nu dalează. Și fântânile de ce nu au... Fântânile astea e făcută de mine în 90, în 90, făcute de mine. Am muncit cu oameni din comun, am luat tuburi și am făcut-o. După Revoluție a fost pe cine știe, magazine care le pule meu. Au venit și au luat tub, juca cu picioarele și așa stau și acum. Ăsta ar fi cele mai importante? Importante ar fi mai multe, dar nu pot nici... Tineri mai sunt mulți în comună sau au cam plecat? Au, doamnă, tinerii au plecat peste o tare. Păi dacă aici... Sunt mulți plecați. Sunt mulți, mulți. De tot. Majoritatea a rămas numai bătrâni. Din ce trăiți dumneavoastră, cei din sat? Eu trăiesc din pensia mea, că m-am muncit. Și eu și soția. Și restul tinerii care sunt tinerii care putere? Sunt în putere cu ce? Cu ajutorul ăla cu 1.400.000 pe lună? Ăla nu-i ajutor. Eu că am muncit 35 de ani și am ajutor social. Așa scrie pe cuponul meu. 35 de ani de muncă. Dar să muncească unde? Unde să muncească? Unde, domnule? Unde? Unde? Era înainte, că era bine cu CAP-ul, era bine cu asociația, era cu statul, cu toate. Acum s-a ales praful. Fiecare și-a luat pământ, muncește cât poate, care nu mai avem bani. Și muncim și noi, dar muncim mai greu. Dar șanțurile astea, când au fost ploile mari, nu v-au afectat? A fost apă, dacă vă spun la mine, în Beș, până aici, până la Burtea.
A, într-adevăr, că avem. Dar nu l-a făcut niciodată șanțurile astea sau fiecare a trebuit să... Domne, un singur lucru, o problemă. Fiecare în fața lui ar trebui să vie să-i spune, bă, tu faci canalul ăsta. Unde nu este lume, se oblige să facă. Să se rezolve cu drumul comunal, de la picături până la capul Veleștiului sus, cel pe 17 km jumate, care nu e pic de drum făcut asfaltat, și o țară cu mulți de țară în comună. Da, văd șanțurile nou. Șanțurile nu s-au fost dalate. Nu s-au luat un proiect și văd că s-a apucat de dalare și au muțit. Vine iarna, ne găsește tot așa. Dar altceva, altă problemă? Problemă, ce puteți să vă... Ce-ați vrea să se mai rezolve? Să se rezolve... Lumina de condată o avem. O avem de condată. Care ar fi problemele comunei? Ce ziceți că ar trebui făcut în primul rând? Care ar fi prioritățile? Prima dată să ajute copiii care să n-au posibilitate să-i crească. Eu am un copil care oprește banii ajutorul social și plătește de dă 250.000 pe lună și are 6 copii și nu poate să-i crească. S-a dus la primărie și primarul a zis că nu se poate. A născut acum în urmă al 6-lea copil și trebuia să-i dă și intensitatea care trebuie de naștere și nu i-a dat-o. De ce nu i-a dat? Nu-i dă. Ăștia sunt primăria, ăștia sunt. A doua problemă e trecut la ajutor social și am o căruță care se duce și care și-l fier vie pe astea și a oprit banii ajutor social, întreprinderea, cum îi zice ăsta, ajutor social la Craiova, și nu-i dorea 220 de lei, 2 lei și 20 de bani, 22 de lei, cum ar zice? De 20 de lei, 220 de lei, bani ca să crească 6 copii. Cu ce crește? Da, în condițiile în care oamenii nu mai fac oricum. Nu poate, nu poate. Puțin. Dar mă, ca să-i ajută pe cea care 6 copii, doamnă, are. Din ce trăiesc? Nu au cu ce. Muncește cel vă. Sunt la dumneavoastră aici? Sunt la mine în casă, sunt 3 familii în casă, în curte, n-am cu ce să cresc. Nu am cu ce să cresc. Și aș vrea să primăria... prefectura, că vine să-i votăm acum, îi votăm, îi băgăm pe șa pâinea la suprafață și uite de noi. Deci vine cu unele minciuni care spune, domne, vă dăm și când m-a luat și a luat conducerea în mână, a uitat de oameni. Ce altă problemă mai aveți în comună? Ce ați vrea să se mai rezolve? Probleme. Probleme sunt multe. Sunt multe de tot. Multe de tot. Nu, uitați, cum e vorba de drumuri, cum e vorba de multe. Uite, fântânile care sunt, trebuie să le facă fântâni cu soi, fântâna asta, fântâni să pună gălețe, să facă podurile care nu poate să trecem prin comună de vreteanță, de trece. Sunt multe probleme care sunt și nu le face. Primarul care este, așteaptă să treacă luna, se ia salul și coasta basta. Sunt multe drumuri agricole distruse? E pe acolo drumul Brezei, pe la coasta Găii, deci... Pe aici s-a reparat, ar mai fi o temata pe aici, așa că au ăștia de-a cumpărat, privatizat ăștia pe aici. Dar cred că se ocupă primăria, că... Ce ați vrea altceva să se mai facă? Păi eu ce să vă spun dumneavoastră? Ce v-ați dori dumneavoastră? Cum ar vrea apă, să arate cu mâna? Apa avem pe aici, ea. Altceva ce să vă spun eu dumneavoastră? Mulți am întrebat, da. Ce vreau oamenii, că asta e ideea să știu. Trebuie făcute mai în special cu apele astea, că vezi, mata, acum nu sunt de vină nici dânsii, dar când vine pe aceea Dumnezeu, că eu înțeleg că să dau niște bani de la fondurile europene, din unei, mă rog, cum e acolo. Pe că... la port, șanțurile, cine ar trebui să le facă? Șanțurile nu e făcute, depinde acum, vezi, mata, fiecare unde și-a de-ar trebui să facă. Și fac oamenii. Și oamenii, iar pe aici, pe unde nu e... Pe aici nu vreau să reclam, a băgat conducta și pe o parte și pe alta. A avut Iașiul ăla care a fost al apelor, cine a fost de-a făcut, banii s-a dus. Trebuia imediat șanțurile făcute ca să ducă sănătate, să ducă apa încolo, dar nu pot să dau eu ordine. Mai sunt mulți oameni care au animale? Mai sunt multe animale în comună? Sunt, să știți. Sunt de la Pimurgaș, m-au puțini așa, dar sunt încă aici, Gaia, multe, Bușteniu, Baluta, Cioroieniu, până la Velești. A venit cineva să vă spună cum se manifestă boala asta a animalelor, boala limbii albastre? Nu a venit nimeni, să știți. Și ce ați făcut? Cum ați tratat animalele când ați văzut că sunt puțin bolnave? V-ați speriat? Ce ați făcut? Păi ce să facem? Spus eu, la limbă le-am controlat, n-am avut nimica decât la, în privința ugerului, la țâță, cu... Untură, cum se făcea ai bătrân, cu... Cum cu untură? Ce l-ați făcut? Deci, altora. Untura e sărată. Da. Dacă mata vedeai, nu sta să te apropii de ea, să o mulgi.
Eu am chemat pe cineva, o femeie mai curajoasă, că a mea e cam bolnavă, și cu ulei, e sărătura aia, cum Dumnezeu de s-a vindecat și laptele care luam, nu îl consumam, îl dar la porci. Deci ați dat cu untură topită? Cu untură, de asta de porc, și cu, că ea e sărată. Și cu ulei amestecat așa, cu, după aia dam cu ulei după ce... Câte la zile la rând? Păi eu cred că am urmat vreo 3 săptămâni, că acum e a patra. De după când 4 săptămâni a început să-și revină animale. Uitați-vă, dați-vă mă aproape de țâță, că nu mă are nimic. Păi nu puteam să mă apropii de ele, eu, că, de că le-am crescut de mici, dar aminte cineva. Poate și alți oameni să știe lucrul ăsta. Adică mai... veterinar a venit să vă zică să le vaccineze? Sau... Nu, am întrebat pe domnul Opran ăsta de a fost vice pe acei primar și el mi-a zis, bă, titi, cu un tur, așa că, nu, domne, nu pot să mă apropii de ele. De antibiotice, nu știu, o fi medicamente, dar dacă nu a venit nimeni... Păi asta vă întreba, a venit veterinarul să vă zică să vi le vaccineze sau alte păsări? Mi-au zis oamenii că foarte multe păsări au murit. Da, da. Domnul doctor vine numai când vaccinează, când să faci actele pentru, înțelegi, mata, cum să dă subvenția aia. Apia. Apia, da. Și încolo, nu. Da, a venit aceea, a făcut pila găini, acum am săptămâna ailantă, da. Da, cred că vine la cine îl cheamă, înțelegi, mata, nu vine la toată lumea, zic eu, să o ia din poartă în poartă. Ați fost, a venit la dumneavoastră? Eu n-am decât 10, că dacă s-a dus, ce să mai... Boala limbii albastre face de ceva timp ravagii prin gospodăriile doljene. Nici comuna Murgaș nu a reușit să scape fără victime, spre îngrijorarea locuitorilor care nu mai știu ce să facă pentru a-și salva animalele. Când s-au îmbolnăvit primele animale? Domniță, cam de o lună de zile sunt. De o lună de zile a început, prima dată li s-a umflat capătul, i-am făcut prestrept, amoxicilin, de nici eu nu mai știu, diferite... Chemat medicul veterinar? Am chemat, a venit dânsul aici la ele, le-a făcut și el ce a știut, altceva ce poate să le facă, aceea și ce mi-a dat dânsul, aceea le-am făcut. Câte animale aveți, ce aveți și cât au murit? Am 25 moarte și am 250 de oi și 300 de capre. Și 25 de oi au murit? Moarte, da. Chiar aș vrea, mai am două lăsate pe aici, pe acasă, am una acolo, în deal, una pe partea aia, le încep să le strâng, să le adun după unde sunt. Rămase, le strâng, noaptea dorm acolo, le-am mai adus să fac aici, le dorm acolo în dealul ăla, le țin acolo ca să nu mai facă contact cu terenul așa și dorm acolo. Mă duc la diferite așa, când mă trezesc noaptea, mă duc la ele, mă uit. Și unde l-ați îngropat? Unde le îngropați? Păi jumate, ce să le mai îngropăm, că a venit mașina de la, a venit mașina și le-a luat la ars. Ce să mai îngropăm? Ne-a luat doctorul seriile după cercei, le-am scos creierii din cap, le-am sânge, domnul doctor veterinar, și l-a ars. Care a fost diagnosticul? Boala limbii albastre sau altceva? Nu știu, nu știu. Cât ați cheltuit pe tratament? Asta nu mai știu nici. Dacă n-am luat bonuri, n-am luat nimic. Câte animale aveți și când au început problemele? Prin septembrie, așa, să zic, pe miercuri, a fost întâi. Lunea și miercurea, pe 3 de septembrie ne-a început boala în ele. Cum au reacționat primele animale? Primele animale n-au reacționat decât nimic. Au stat cu capotele pe sus, s-au umflat icea la gușe și n-au mai mâncat. Deci l-am văzut imediat. Le-am făcut imediat tratament, că eu m-am auzit de la vecinii mei de ce e așa, că să e boală în ele, și auzisem și la televizor că știam. M-am dus și m-am aprovizionat din timp ca să am tot ce trebuie în casă. Și după a început. 2-3 zile, da. O zi, două, nu. Două, trei zile, da, o zi, nu. V-ați chemat medicul veterinar? Deci tot am umblat. Nu vă spun pe unde n-am auzit medic bun, acolo m-am dus și am ăla. Aceeași problemă. Nu mi-a spus niciunul mai mult. De vaccinat ați întrebat? Am întrebat. Nu există vaccin. Vaccinul vrea să-l aducă din partea cealaltă și a zis că e foarte scump. Deci foarte scump. Câte v-au murit până acum? 4. Și câte aveți sub tratament acum? 9. 9 sub tratament. 9 sub tratament și 40 cu toate bolnave. 40 și cu 3 în câmp, 43. Îmi povestează soțul dumneavoastră că e terminat de supărat. De dacă când îl vedeți, nici nu-l mai cunosc. Nu-l mai cunosc eu, că trăiesc o viață cu el, dar e lumea. Asta e viața. Ce să vă zic mai mult? Da. Deci medicii și-au de sărace. V-au domnul... explicat din ce motiv se face această boală? Dintr-un țânțar. Dintr-un țânțar, că le mușcă de sub de aici, de fiind de cum le infectează, una o infectează mai ușor, una mai rău, ne-a spus că scot spume la gură, dau alea în picioare durerile, nu pot să meargă, unele, depinde cum reacționează, ca și omul.
unui mai rezistent, unui mai slăbuț. Ce boli au mai avut animalele așa de-a lungul anilor? De-a lungul anilor a murit așa de... Poate că le-am dat noi gogoși sau chelbează și au murit de chelbează vreuna. Una poate a murit de bătrână, una poate a murit de la fătare că n-a putut să fete, dar așa ceva n-am auzit. Deci o boală de ăștia n-am auzit până acum. Au fost oameni care în momentul când l-au văzut că încep să, nu știu, să cadă, să fie bolnave, să le taie din dorința de, nu știu, măcar să... Nu, pe aici nu. Da. Pe aici nu. Deci nu că am știut imediat, fiindcă am văzut la televizor și nu. Nu. Deci toate care mi-au murit, au venit, le-au luat, am făcut procese verbale, nu. Deci la noi nu, așa ceva nu. Perfect. Eu n-aș da-o eu. Vă cred. Deci n-aș da-o eu să o mănânce altul. Vă cred. Mai bine să o mănânce câinii, cum e proverbul, decât omul. Reporterii Alege TV au mers să stea de vorbă cu medicul veterinar al comunei pentru a afla modalitățile prin care acestea mai pot fi salvate de săteni, dar și cauzele care determină apariția bolii limbii albastre. Direcția sanitar-veterinară ne-a dat la sfârșitul săptămânii trecute o statistică cu localitățile cele mai afectate de boala limbii albastre, printre care se află și Murgașul. Aveam un număr de 56 de animale bolnave la sfârșitul săptămânii. În care e situația, domnul doctor, în momentul de față? 56 au murit până la sfârșitul săptămânii trecute, s-au mai adăugat ieri. Ieri a fost 28, încă 5. Sunt acum, și bovine și ovine? Sau? Numai ovine. Sunt, sunt concentrate la vreo 5 proprietari, au efective în jurul la 150 până la 250 de capete. Deci sunt cam oameni cu foarte multe, gen fermieri, mici fermieri. Mici fermieri, da. Ce ați făcut în sensul ăsta? Ați mers în localități, ați sfătuit oamenii? Le-am verificat, am luat temperatura la o parte din ele, am constatat că sunt febrile, prezentau inapetență, lipsa poftei de mâncare, se deplasau greu sau nu se deplasau deloc, unele prezentau și jetaj, sunt semne caracteristice bolii. Ce le-ați recomandat? Tratament? Albastră. Ce le-ați recomandat? Vaccin? A fost făcut? Știți că boala nu are leac, să zicem așa, decât prin vaccinare. Da. Ori vaccinarea nu s-a făcut, că în țara noastră n-a evoluat. Eu am 40 și ceva de ani, nu am cunoscut-o, nu am observat-o clinic în acești 40 de ani de experiență în zonele unde am activat. Totuși, se face tratament paliativ cu antibiotice, cardiotonice, substanțe de genul borogluconatului de calciu. Sunt multe alte animale suspecte în momentul de față, în afară de cele care deja au murit? Circa vreo 40, dacă mă gândesc bine, la cei 5 proprietari. Boala e cam pe, spre final. Asta pentru că se apropieze probabil răcirea temperaturii a făcut să zboare mai puțin culicoidele. Sunt foarte multe, 60 ceva de cazuri de animale moarte. S-a mai întâmplat vreodată, domnul doctor, în experiența dumneavoastră de 40 și peste 40 de ani? Literatura de specialitate spune că efectivul contaminat moare în proporție de 60-90%. Dar trebuie să fim totuși, dacă asta poate fi o mulțumire, să fim mulțumiți că nu au murit chiar atât de multe. Dacă se făcea o dezinsecție corespunzătoare, mai erau astfel de cazuri? Probabil dacă s-ar fi făcut la nivel general, cum se făcea odată cu avioanele, pădurile, mlaștinile, eu știu, locurile unde sunt frecventate de țânțari culicoide, cred că s-ar fi împuținat. Am întâlnit o persoană în comuna Murgareș care spunea că a văzut că animalele lui sunt bolnave, nu mai mănâncă, au răni pe uger și a început cu tratament bobesc, adică untură de la animale și cu ulei le-a tratat timp de o săptămână, după care animalele au început să mănânce și acum sunt oarecum mai bine. De la 15 litri de lapte cât dădeau acum câteva luni, acum dau un litru pe zi.
recomandați astfel de tratamente bobești? Ați mai auzit de astfel nu. Ceva? Mi-e necunoscut. Am câteva cazuri, vreo 5 cazuri sunt și confirmate, le-am tratat, s-au vindecat. Dar cu untură și cu ce a zis dumneavoastră, asta nu. Mi-au povestit oamenii, de asta am și zis să vă întreb dacă v-au cerut sfatul dumneavoastră ca specialist, că s-au luat după o altă persoană care a fost de profesie medic, dar care a profesat în alt domeniu. Să nu mai spune mai mult de atât. Mai am pe raza circumscripției mele mulți tehnicieni veterinari care fac medicina veterinară cam după ureche. Asta zic și eu cu untura. Mă și încurcă. Cu untura spuneam că este foarte logic, că untura este săracă, untura pe care o mănâncă și cu această stare dată la uger, animalul se vindecă. E un semn clinic cu afecțiunea glandei mamare, se produc niște e un eritem al glandei mamare, iar mameloanele prezintă niște cruste. În situația asta le-am recomandat igienă perfectă, curățire, spălare, zvântare cu un prosop curat, după care un unguent specific veterinar. Da, deci în loc de acel unguent, oamenii au luat untură de la animal. Da, da. Tot în localitate îmi spuneau oamenii că zeci de păsări au murit. V-au chemat, se efectuează vaccinarea pentru asemenea situații? Chiar în momentul de față vin din satul, din picăturile, unde vaccinez păsări, nemai având vaccin, vin să le iau de la frigider, întâmplător m-ați și abordat, nu am cunoștință de cauză. Același zvon l-am auzit și eu, dar chiar în zona respectivă nu e nimeni care să confirmat că le-a murit păsările. Câte animale, câte păsări vor fi vaccinate în perioadă? Le revaccinați la cam puține. Sau în, pe toate? În covor, dar oamenii, nu știu, starea lor financiară e foarte precară și să tem să ne abordeze, este să foarte, ne evită. Este foarte scump acest vaccin pentru păsări și animale, că mă gândesc nu. Că... Noi avem niște tarife impuse de Colegiul Medicului Veterinar și în jurul 0,87 de bani pe pasăre. Eu le fac cu 60 de bani. Lucrez mai ieftin din dorința de a le vaccina. Până la urmă e undeva la ordinul câteva zeci de lei dacă au păsări foarte multe, adică nu este o sumă. Nu, no, valoarea unei găini acoperă costul vaccinului. Dar omul nu-și face astfel de calcule. Asfaltarea drumurilor, daunele cauzate de inundații, șanțurile de lângă gospodării, numărul mic al elevilor din unitățile de învățământ și acordarea ajutorului social sunt câteva din problemele care alungă liniștea gospodarilor din Murgaș. Tocmai de aceea, reporterii Alege TV au stat de vorbă cu primarul comunei Constantin Nedelea despre principalele proiecte pentru dezvoltarea comunei, dar și despre probleme cu care se confruntă oamenii. Am ajuns azi în comuna Murgaș pentru cazurile de boală limbii albastre. Aveți foarte multe animale afectate. Profitând de această ocazie, am stat și cu câțiva localnici de vorbă să aflăm problemele lor și nemulțumirile, dar în același timp lucrurile bune care s-au mai întâmplat în comună. Cea mai mare problemă spusă de toți a fost cea a infrastructurii. Porțiuni de drum din drumul județean sunt distruse. Care este motivul, domnul primar, și ce se poate face în sensul ăsta? Da, e una dintre problemele cele mai grave pe care ne confruntăm, este drum județean. Nu depinde în primul rând, investiția aceasta nu depinde în primul rând de noi. Am făcut toate demersurile care s-au putut face în sensul de a ca investiția aceasta să fie prinsă în cadrul Consiliului Județean în lucrările care se vor efectua, sperăm noi, anul următor. Distanța e aproape 10 km de drum din drumul județean care nu este asfaltat la ora actuală. Acum totuși e bine, dar vine perioada iernii când lucrurile se complică din ce în ce mai mult. Pentru că apa distruge drumul și am fost uneori în situație de iarnă când practic autobuzul nu putea să circule pe ruta Murgaș-Bălești. Am
înțeles că o parte din drum a început deja reabilitarea, dar cu toate astea, porțiunea a fost decopertată aproximativ 200 de metri și lăsată așa. Care este motivul pentru care a fost lăsată așa? Aici e problema constructorului care are în derulare lucrarea aceasta. Din discuțiile pe care le-am avut, se vor prezenta cât de curând ca să finalizeze lucrarea pe 2 km. Dar de cât timp a început și care ar fi, nu știu, termenul limită? Ce se face? De ce s-a fost lăsat așa? Ce v-au zis? Exact nu știm, pentru că, așa cum spuneam, lucrarea este patronată de către Consiliul Județean. Se pare că constructorul mare în derulare o altă lucrare într-o altă localitate și finalizează lucrarea de acolo ca să se mute cu utilaje cu tot aici. O altă problemă spusă de oameni este cea a șanțurilor de la poartă. Au spus că odată cu venirea ploilor abundente, gospodăriile sunt inundate. Pe de altă parte, se plâng că pe în spatele gospodăriilor a fost construit acel canal colector care nu a fost finalizat. Ce ne puteți spune de lucrul acesta, de aceste nemulțumiri ale lor? Într-adevăr că șanțurile mai reprezintă și o problemă a noastră a primăriei, dar problema aceasta ar trebui să fie în primul rând a cetățenilor. Aici poate și a fost o delăsare și a noastră, dar și a cetățenilor. Vom încerca ca lucrurile acestea să le remediem. Există și foarte mulți oameni bătrâni care efectiv nu mai pot. Vom încerca cu cei de la ajutorul social, acolo unde nu se poate, să remediem lucrul acesta. În ce privește canalul, lucrarea este în derulare, nu e finalizată. Ne-a împiedicat și ploile. Vara aceasta am avut o situație complicată din punctul acesta de vedere. Ca mașinile, utilajele să poată intra pe zona de acostament a canalului, a fost perioade în care o lună și ceva de zile nu s-a putut efectiv intra. Ploua astăzi, 3-4 zile, iar nu se putea intra, iar ploua și așa s-a ținut în permanență vara aceasta. L-am împiedicat și pe constructor, ar trebui să prelungim contractul încă cu vreo 4 luni de zile. A fost niște cauze obiective în sensul acesta. Lucrarea este realizată din fonduri proprii sau a fost prinsă printr-un proiect? Nu, lucrarea este accesată pe o investiție pe care e plătită din fonduri europene, pe măsura 1-2-5. Are o valoare mare, domnul primar? Un milion și ceva de euro. Am înțeles că tot din cauza inundațiilor din această vară, o parte din podețuri și poduri au fost afectate. Povestea oamenii că jumătate din pod a fost pur și simplu luat de apă într-unul din sate. Care a fost problema și dacă ați primit ceva bani în urma, nu știu, acelei concluzii trase și banilor direcționați către toate comunele afectate? Într-adevăr, ne-a afectat ploile din vara aceasta, din urma inundațiilor. 3 poduri au fost distruse aproape în totalitate. Am încercat cât de cât să mai reparăm efectiv până la primirea unor fonduri ca să putem realiza cu adevărat o reparație la aceste poduri. Problema este că suma alocată este foarte mică în comparație cu ceea ce ar necesita reparația acestor poduri. Vom încerca cu 2 miliarde ca să repar 3 poduri și să repar vreo 2 drumuri să aduci piatră pentru ele, e foarte puțin. Vom încerca însă cu suma aceasta să o împărțim pe cât e posibil, pe fiecare sat, pe fiecare investiție, pe fiecare lucrare, ca să putem reuși cât de cât să reparăm podul acesta ca să oamenii să poată beneficia de ele. Oamenii îmi povesteau de asemenea că este în general populație îmbătrânită. Care este situația? Spuneau că sunt extrem de sărași, că trăiesc din ajutoare sociale, că primăria nu le dă ajutoare. Chiar îmi povestea un domn care avea pe fiul dumnealui cu vreo 6 copii că nu primește bani indemnizație de la primărie. Probabil se refera la acel ajutor social. Care e situația, domnul primar? Câți oameni aveți? Aveți multe persoane care trăiesc din ajutor social? Avem foarte mulți. Avem aproape 240 de dosare de ajutor social. Sunt foarte mulți. Acum sunt situații și situații. Nu știu familia în cauză despre care a făcut această afirmație, dar eu cred că a fost mai multă înțelegere decât poate în toate alte localități din jurul nostru. Domnul, pentru faptul acesta că le-am înțeles necazul, le-am înțeles suferința, sărăcia și am încercat pe cât a fost posibil să-i ajutăm în privința aceasta. Dovadă și numărul acesta mare de ajutoare sociale pe care le avem. Altă nemulțumire a oamenilor era cea legată de fântânile de la porți, că nu au ciutură, nu au găleți.
Care e situația? De cât timp sunt lăsate așa și dacă, de, nu știu, nemulțumirea lor este, nu știu, are în realitate ceva concret sau nu? Din cele 8 sate pe care le are Comuna Murgaș, 6 sunt racordate la alimentare cu apă. Avem cizmele stradale. Fântânile acestea, în primul rând, nici apa nu mai este bună de băut. Din analizele făcute s-a constatat că au nitrați și efectiv apa aceasta nu mai este bună de băut. Motiv pentru care ni n-am mai investit în ele, ni n-am mai existat posibilitatea investirii unor astfel de sume, dar nici apa n-ar fi fost bună pentru băut. Mai avem 2 sate. Sperăm într-un an, un an jumate, ca și alimentarea cu apă să fie stinse. Murgaș și Picături. Mai sunt 2 sate care nu sunt. Am luat-o cu satele care erau problema cea mai grea, cum erau Veleștiu, Rupturul, unde alimentarea cu apă era o problemă pentru oamenii din zona de acolo. Coborau 1,5 km pe timp de iarnă, pe timp de ploaie, ca să-și ia o găleată de apă. Acum fiecare om, persoană, are apa în casă. Ce privește unitățile de învățământ, câte unități de învățământ mai funcționează în comuna dumneavoastră și de când s-a luat decizia ca aceste unități de învățământ să fie comasate, iar copiii să fie duși de la o unitate la alta? Oamenii chiar îmi povesteau că sunt copilași de 6-7 ani care sunt luați cu microbusul și dus la școală. Până la urmă, e situație ideală, că așa ar fi normal. Însă oameni sunt oameni în vârstă care nu înțeleg de ce în satul lor nu mai au școală. Problema a fost scăderea numărului de copii. Am avut 3 școli pe raza Comunei Murgaș, care funcționau de la clasa 1 până la clasa 8, în Velești, Balota de Jos și Murgaș. La început, scăzând numărul de copii, a trebuit să comasăm Veleștiul cu Balota. După aceea, scăzând iarăși numărul de copii, a trebuit să le unificăm într-o singură școală. Ca dotare, școlile putem spune că stăm excepțional în privința aceasta. Avem mai multe școli decât ar fi necesar pentru copii și toate. Păcat de ele că la ora actuală, unele din ele stau la ora actuală închise, pus lacătul pe ele. Câte școli stau? 3 școli. 3 școli stau închise la ora actuală. Și va fi o problemă din ce în ce mai mult. Anii următori, vorbeam cu directorul școlii, vor fi clase în care vor apare 4-5 copii pe toată comuna. Cum poate să mai funcționeze câte o școală în fiecare sat? Povesteau oamenii de asemenea că foarte mulți tineri sunt plecați în serenitate și că vin odată la câțiva ani, în cazuri fericite dacă vin acasă, în alte cazuri acele locuințe au rămas în paragină, nimeni nu mai trece pe acolo. Care este situația? Am întâlnit această situație, să zic, și în alte localități din Dolj. Și la dumneavoastră este aceeași problemă. Din cauza sărăciei, din lipsa, nu știu, locurilor de muncă se ajunge aici? Sau care e motivul pentru care acești tineri pleacă? Lipsa locurilor de muncă a dus la sărăcie pentru oameni. Dovadă că oamenii au fost nevoiți să facă ceva ca să-și poată câștiga existența. Într-adevăr, așa e. O parte din ei au plecat în afară. A fost cu avantaje și dezavantaje problema aceasta. Pentru că cei care au plecat s-a simțit lipsa lor, dar pe partea cealaltă au venit cu ceva venituri și mulți dintre ei au venit și și-au construit și au... Sunt mulți care au investit în localitate, care s-au întors și au investit? Da, din cei care au fost... Discutam și cu cei care au plecat pe 2-3 luni de zile, la culeți de portocale, la culeți de căpșuni și m-am uitat la fiecare din oamenii aceștia care au plecat sau din... Mai mult femei au plecat în general la cules de fructe în afară, dar toți când au venit de acolo au venit cu un bănuț și l-au investit într-o baie, într-o bucătărie, într-un gard, au făcut câte ceva în gospodăria lor. Este un lucru, a fost un lucru benefic și un lucru bun pentru ei. Vorbind de bani, există bani în momentul de față pentru, aveți persoane cu dizabilități pe raza comunei și dacă sunt bani pentru însoțitorii acestora? În alte localități am întâlnit această problemă a lipsei banilor pentru însoțitorii persoanelor cu handicap. Avem și vă spun că dacă acum un an aveam 17 dosare, la ora actuală avem în jur de 30 de dosare. Care sunt problemele afecțiunilor lor cele mai comune? Sunt și copii cu handicap grav care au nevoie de ajutorul acesta. Sunt și bătrâni care, diferite boli care au fost prinse la ora actuală în problemele acestea, în categoria acestora cu handicap. Nu e un lucru acesta, dar ne afectează
ca buget la nivelul primăriei. Noi 25% din sumă trebuie să o alocăm Consiliul Local, în condițiile în care primăria are un buget așa cum l-are și o datorie pe care... Singurul lucru care am putut și poate i-a defavorizat pe unii, am schimbat calitatea de însoțitor cu indemnizația de ajutor de încadrare, de ajutor social pe care o primească. Ce alte priorități mai aveți, domnul primar? Suntem deja, e toamnă. Ce vreți să mai faceți până la sfârșitul anului? Trebuie să rezolvăm problema celor 3 poduri în toamna aceasta, în mod sigur. Și să reușim cu circa 1000 de metri cub de piatră să reparăm câteva străzi care nu au fost asfaltate. Aș vrea să spun că la nivelul comunii avem aproape 9 km asfaltați pe un proiect de drumuri comunale. Mai sunt în jur de vreo 4,5 km. Dacă am fi reușit să mai finalizăm printr-un proiect și restul străzilor care nu sunt asfaltate, ar fi fost excepțional. Dar până atunci încercăm să le mai pietruim acolo unde este cazul. Doamnelor și domnilor, emisiunea Audiență Generală a ajuns la final. Sunt Andreea Dascălu și vă urez o zi minunată!